Consilierul președintelui Răzvan Burleanu a rămas marcat de momentul în care marele duc Adam a ajuns în arest pentru că a refuzat să apară într-o partidă trucată. Sunt multe, foarte multe amintiri cu duc Adam. Am fost colegi de platou la emisiuni. Ultima la care am fost împreună a fost acum 2 săptămâni. Pe urmă, au fost nenumăratele momente în care ne-am întâlnit în perioada în care scriam cartea. Am stat cu el ore în șir de vorbă pentru a povesti multe din întâmplările de atunci din perioada 86. Spune-mi o întâmplare care nu a apărut în spațiul public zilele acestea. S-au scris multe și am regăsit și multe pasaje din cartea pe care am scris-o eu. Nu-mi dau seama dacă s-a scris ceva în plus. Am văzut că și episodul când a fost arestat după Cupa Campionilor Europeni. Arestat, mă rog, fiind cadru militar la un moment dat, după ce au câștigat Cupa Campionilor, au trebuit să joace un meci la Craiova. Era un meci pe final de campionat în care cumva Craiova trebuia să câștige și el nu a fost de acord să se ducă la meci știind că lucrurile stau așa, ca să nu ia el golurile. Nu mai știu cum era situația atunci. Cine trebuia să dea gol atunci? Pițurcă parcă la Steaua, dar trebuia să piardă și nu a fost de acord să se ducă la meci și a fost trimis la garnizoană, la carceră. Nu știu cât l-au ținut acolo. O zi. Nu știu dacă a și stat acolo. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.